Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă invit în această seară la o vorba lui Tașcă mai atipică decât v-am obișnuit în ultimele săptămâni. E o vorba de o dezbatere electorală sub titlul vorbei lui Tașcă, o discuție despre ceea ce înseamnă această perioadă și anume campania electorală. Invitatul meu de astăzi este domnul Adrian Zvâncă, proaspăt coordonator al Organizației Pro-România din Petroșani. Bună seara, domnule Zvâncă, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Coordonator era suficient, că chiar proaspăt nu mai sunt. Păi, mă rog, e vorba de câteva zile de când sunteți pe scaun. Aș vrea, domnule Zvâncă, să începem așa cum eu cred că e firesc, cu ceea ce a generat și această nouă funcție pentru dumneavoastră și aici la emisiune am fost, cred că, prima emisiune de televiziune care a anunțat și noul viceprimar al municipiului Petroșani, pentru că veneam la scurtă vreme după ce s-a întâmplat votul și înțeleg că dumneavoastră, funcția dumneavoastră venea cumva dinainte de acest vot și aș vrea să povestiți un pic cum s-a întâmplat acest lucru și cum s-a întâmplat ca Pro-România să dea un vot, adică printr-o persoană din cadrul Pro-România pentru un viceprimar al Partidului Național Liberal. Da, într-adevăr, nu pot să spun neapărat că e o funcție, mai mult un mandat de a reorganiza partidul, pentru că implică mai multe responsabilități decât beneficii. Da? A venit cumva în urma faptului că biroul politic local nu mai era funcțional, nici ca număr de membri și nici ca reprezentativitatea președintelui. Și după o lungă perioadă în care a mers, așa să spun, în vrie prin politica locală. Prin perioada cea mai fierbinte a politicii locale. Deși, să zic, o anumită parte de coordonare mi-a sumasem dinainte, eram prim vicepreședinte în echipa trecută și cumva am încercat să suplinesc lipsa asta sau vidul ăsta de decizie și să coordonez lucrurile chiar dacă nu, sau să spun, eram oarecum mandatat fiind vicepreședinte cu cel mai înalt, cu cea mai înaltă funcție, dar ulterior s-a dizolvat biroul și am preluat ca și coordonator reorganizarea partidului, a noului birou și să ne pregătim pentru alegerile ce urmează, activitățile normale de campanie și activitățile politice uzuale. Bun, haideți să nu sărim așa de repede. Aș începe prima dată să vă întreb unde s-a rupt lanțul de iubire între fostul de acum președinte, sper că zic bine, da, și organizația Pro-România. Înțeleg că doamna Ghioc, la Mariana Ghioc, nu mai este președinte în momentul în care noi avem această discuție. Da, de aproximativ 10 zile nu mai este președinte și, să spun, înainte de aceste zile, cam după din timpul alegerilor sau de cu o zi înainte de votul de la alegerile locale, dumneai nu a mai venit la partid, nu și-a mai desfășurat funcția. Activitatea, nu și-a mai exercitat funcția, nu a mai luat decizii, a intrat așa într-un silențiu stampa. Silențiu stampa, da. Asta mă gândeam și eu la ea, această expresie. Ca să nu zic în adormire, că e un termen mai Da, cu alte conotații. Cu alte conotații, da. Bun, și totuși, doamna Ghioc a votat, a dat un vot, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, vineri, la ora 15, cred că a fost ședința de îndată a Consiliului Local Petroșani, și votul s-a desfășurat în felul următor. Cei care susțineau alegerea doamnei Lucica Muntean, care a fost și singurul candidat pentru această funcție, au votat, în speță consilierii PNL, cei 9 consilieri PNL, și doamna Ghioc. Sigur că lucrurile se știau cumva dinainte că se va întâmpla acest lucru, însă de remarcat că celălalt consilier Pro-România, domnul Gheșner, și consilierii PSD s-au abținut de la vot. Și să nu uite doamna Niță, consilierul independent Dorina Niță, s-au abținut de la vot și nu au vrut să-și exercite niciun fel această atribuție. Așadar, Pro-România se află într-o situație cumva inedită în politică. Un membru, dacă pot să-i spun și o să mă ajute domnul Zvâncă să clarificăm situația doamnei Ghioc, al Pro-România a votat un viceprimar de la PNL, deși
nu cred că avea mandat. Avea mandat să facă, să dea acest lucru? Nu. Mandatul era din contră. Unul de a nu participa la vot, tocmai în ideea în care noi avuseserăm discuții cu echipa PNL, în special cu domnul Uriții, pentru că dumnealui era reprezentant. Echipa PNL înseamnă primarul Uriții, nu? Asta știm și noi. Da. Discuții care așteptam să se finalizeze chiar cu câteva zile înainte de, sau mă rog, aproximativ o săptămână înainte de evenimentul cu viceprimarul. Am avut o discuție în care domnul primar ne-a informat că nu intenționează să finalizeze negocierile cu noi sau până pe data de 6 decembrie, să treacă campania electorală și după aceea vom decide cum abordăm în comun, să avem o colaborare, în așa fel cât viceprimarul să fie de la Pro-România și să vedem cum abordăm partea de administrare a orașului pentru următorii 4 ani. Chiar am fost în total acord cu dumnealui, pentru că cred că ar fi fost bine sau, cum să zic, și lansarea asta a unei echipe este bine să nu se întâmple în paralel cu o campanie electorală atât de disputată, în așa fel încât ea să nu fie politizată foarte mult și să meargă mai mult în zona administrativă. Din punctul meu de vedere a apărut o inițiativă foarte bună, dar deci, din păcate a fost doar o capcană ca să intrăm așa, să nu mai fim focalizați pe acest demers. În acest timp domnul Riții a uzat de relația bună pe care o crease deja în urma alegerilor cu doamna Mariana Ghioc și a nominalizat și bineînțeles a pus în mandat un viceprimar. Doamne și domnilor, observați cât de complicate sunt meandrele politice, cum ar zice Ion Iliescu, dacă cumva ne vede. Și vreau să vă întreb concret, domnule Zvâncă, Pro-România va fi, după ce acest conflict, această dispută din interiorul organizației se va fi lămurit, apropo, cât îi mai dați doamnei Ghioc să mai fie în consiliul local? Să vă spun, în primul rând, aici sunt niște... O respect foarte mult pe doamna Lucia Muntean. Îi apreciez și integritatea și cariera profesională. O cunosc de ceva timp, nu sunt foarte apropiat, dar o cunosc destul de mult. Asta aveți destul de bine. Și o fică. Și de asta vreau să vă spun din start că nu avem nici eu și nici vreunul dintre colegii mei ceva de contestat legat de persoana viceprimarului actual. Dar trebuie să înțelegem că orașul sau legislativele, așa sunt gândite, să fie conduse prin alianțe politice. Da. Nu să fie conduse prin minorități, deși chestia asta cu minoritățile care conduc... E și la guvernare. Devine mai normal să se întâmple așa decât invers. Logica democrației de aici pornește. Reprezentativitatea nu este dată de o persoană pe care o convingi, mă rog, prin anumite constrângeri să voteze cu tine sau uzitezi de nemulțumirea dumneaei, nu este din punctul meu de vedere moral să se întâmple așa, ci ar fi fost mult mai corect să se creeze o alianță care să asigure o stabilitate în Consiliul Local. După această acțiune a domnului primar, în care a reușit cumva să fragmenteze unitatea Pro-România, probabil doamna Mariana Ghioc va fi exclusă, spun probabil pentru că nu intră în atribuțiile mele să fac acest lucru, ci este în atribuțiile conducerii județene să facă demersurile, dar din ce știu eu, demersurile sunt în curs și probabil într-o perioadă următoare, zic eu o lună, maxim două luni, vor fi finalizate. Dar apropo, vom, de capcane vom politice... intra într-o mare dilemă, pentru că va trebui să se creeze o nouă alianță după Mariana Ghioc, să vedem care va fi alianța care va susține administrația locală din Petroșani. Da, spuneam acum câteva secunde că conform teoriei acestei de capcane politice există și posibilitatea ca vacantarea mandatului ocupat astăzi de doamna Ghioc să nu fie pus pe ordinea de zi. Aici la emisiune noi am mai vorbit despre astfel de cazuri, de aceea... Da, am înțeles acum, nu sunt chiar jurist și nu sunt chiar în măsură să-mi dau cu părerea asta, nici am înțeles de la experții noștri de la partid, nou cod administrativ exclude posibilitatea
de a se întâmpla acest lucru. Singura posibilitate este ca prefectul, dacă consideră că nu este oportun în luna respectivă în care noi depunem actele pentru excluderea dumneai, să amâne o lună și să fie exclusă de-abia în luna următoare. Deci maxim două luni. Cu mici tertipuri se mai pot lungi lucrurile, dar finalitatea că va fi peste o lună, tocmai de asta am spus, că va fi în cursul lunii decembrie, că va fi în ianuarie, dar oricum această alianță care susține la momentul actual administrația locală din Petroșani se va finaliza și va trebui să apară nouă alianță în interiorul Consiliului Local, pentru că legislativul funcționează pe bază de alianță și pe bază de voturi. Voturi care, deși, cum să vă spun, s-a tot uzitat de expresia asta că a avut conștiință și, sau mă rog, că votul este liber, în momentul în care candidezi independent, da, poți să... Să votezi cum să votezi exact cum dorești, nu te oprește nimeni, dar în momentul în care candidezi pe platformă politică, trebuie să te raportezi atunci când votezi și atunci când acționezi la această platformă politică, la colegii tăi care te-au susținut, la doctrina partidului și la deciziile pe care le ia majoritatea. Decizia de a nu participa la vot consilierii locali a fost luată în cadrul biroului județean și a fost luată cu unanimitate. Deci nu a fost nici măcar unul dintre cei care au votat, să fie împotriva acestei decizii sau măcar să pună în discuție această decizie. Bun, mi-ați anticipat oarecum întrebarea și vreau să vă întreb direct. După ce acest incident politic, să-i spun așa, această manevră politică în care Pro-România a căzut, pot să spun așa, mă gândesc că nu vă deranjează foarte tare. Da, înțeles, era previzibil, acum sunteți jurnaliști și știți că erau vehiculat de mult timp. Sigur, eu știam. Această variantă, o știam și eu, nu a fost o surpriză atât de mare. Pentru mine surpriza mai mare a fost că domnul primar n-a avut curajul să ne spună în față că lucrurile stau așa, pentru că putea să o facă din a doua zi. După ce au fost constituit Consiliul Local, nu era nevoie să ne mai cheme pe la primărie, să ne servească cu o cafea, că no, am mai pierdut niște ore degeaba cu discuții. Poate cafeaua a fost foarte bună. Însă vreau să vă întreb, bun, după ce acest incident, această manevră politică se va încheia, pentru că e clar că la un moment dat ea se va încheia, acum că va fi într-o lună, două, trei, șase, rămâne să vedem și să discutăm la momentul potrivit. Pro-România se va afla unde? Se va afla în majoritatea, nu știu, PNL Pro-România sau se va afla în altă majoritate, pentru că și acolo se poate constitui o majoritate, și anume PSD Pro-România Dorina Niță? Ei, acum ce să spun, dacă stăm și privim lucrurile, cel mai probabil, dar nu este, cum vedem lucrurile, cel mai probabil în urma acestei acțiuni, sau cel mai normal ar fi să fim în opoziție față de actuala administrație, pentru că nu poți digera foarte ușor o acțiune de genul ăsta. Dar eu nu sunt adeptul deciziilor luate așa la rece, hai să ne răzbunăm, pentru că până la urmă e vorba de un oraș, nu de o persoană. Și până la urmă și noi am... Dar totuși e politică, știți? Da, este politică, dar pe lângă dorința de răzbunare, noi avem și niște proiecte pe care vrem să le ducem la îndeplinire. Vom analiza de comun acord cu cei care conduc la nivel de județ Pro-România și vom vedea ce decizie vom lua, dar oricum pot să vă spun că Pro-România va fi un jucător în Consiliul Local din Petroșani. Nu vom sta și nu vom ridica mâinile doar așa la comandă sau, mă rog, că mai primim o cafea sau apă minerală în fața microfonului. Îmi place această definiție de jucător, însă aș mai duce un pic, încă un pas mai departe, dacă va fi așa. Am înțeles că încă nu decideți la nervi, să zic, cum se mai spune în popor. Dar dacă alegeți o poziție, veți forța o debarcare a doamnei Lucica Muntean? Legislativul nu are scop să forțeze o debarcare. Dar majoritatea pune viceprimarul. Nu. Haideți să vă explic. Viceprimarul nu aparține unui partid. Eu le-am explicat și colegilor mei care erau foarte supărați de această acțiune. Și le-am spus, lupta noastră a fost să câștigăm primăria. Dacă nu am câștigat-o, viceprimarul este chiar o chestie de negociere politică. Nu înseamnă că dacă noi am pierdut în negocierea asta politică, era dreptul Pro-România să
aibă viceprimar. Până la urmă, putea să se întâmple absolut orice, nu? Puteam să ajungem în orice altă alianță, pentru că dumneavoastră știți că negocierile nu se poartă doar la nivel local, se mai poartă și la nivelul județean, se mai gândesc și la același nivel diverse, să spun, negocieri în așa fel încât să găsești soluția optimă, da? Nu cred că asta e cel mai important, locul de viceprimar, mai ales că locul a fi viceprimar nu implică, să spun, o putere de decizie extrem de mare. Ești tot la mâna primarului. Respectatorii noștri păi sunt mai deștepți decât ai altora și cu siguranță cunosc aceste lucruri. Până la urmă ești la mâna primarului, primarul îți dă atribuții, poți să fii să spun, un conducător de eșalon 2 fără nicio putere de decizie și vedem la Consiliul Județean ce se întâmplă. Că nu, lipsește eșalonul 2. Cum spunea un bătrân politician, Mircea Ioan Moloț, s-a ascultat creioane. Deci nu cred că... Bine, nu spun că se va întâmpla acest lucru cu doamna Muntean. Este posibil, fiind din echipa primarului, chiar să aibă atribuții și responsabilități foarte importante și poate chiar pentru asta s-o și fie ales pentru expertiza dumnei în partea socială și în partea de educație. Dar, revenind, da? Nu cred că partea asta de a fi cineva viceprimar sau a nu fi cineva viceprimar e cel mai important lucru. Important este ce se întâmplă în legislativul local. Pentru că, ca și mine, nu știu câți din locuitori știu, primarul este cel care doar execută ceea ce Consiliul Local hotărăște. Aici să știți că putem face o emisiune dedicată și vă pot demonstra cu pixul pe hârtie că nu e așa. Ba, dar este foarte... Este eu chiar știu așa. Ce spuneți dumneavoastră. Eu am fost și consilier local și am trecut prin situații în care am fost nevoit să le explic consilierilor local, chiar din echipa actualului primar, la ce riscuri se supun votând fără să gândească. Da? Și că riscul... avut succes? Da, am avut succes, chiar am întors un proiect foarte contradictoriu. Mi-aduc aminte de mandatul dumneavoastră, a spus vocal. Da, foarte contradictoriu, l-am întors și până la urmă să știți că au fost din echipa consilierului domnului primar care au venit și mi-au spus, da, ai dreptate, ne expuneam la un risc foarte mare și nu ar fi meritat, pentru că noi ca și oamenii legislativi primim niște hârtii. Hârtiile respective trebuie să faci niște corelații cu o parte legislativă. Dacă doar mergi pe încredere că îți spune cineva că e bine așa, ridică mâna sau apasă pe buton sau zi da, e o mare greșeală. Bun, acum trebuie să fiți de acord cu mine că așa funcționează legislativele, da, cum le spuneți dumneavoastră. Adică nu stă nimeni să citească, poate nici să citească din toate... cum se spune, de a fi la păr, toate documentațiile, apoi să mai facă și corelații. Oamenii votează cum le spune primarul sau cum le spune șeful de partid. Deci... Da, este adevărat și ce spuneți dumneavoastră, dar acum depinde fiecare, până la urmă sunt oameni cei care nu împiedică nimeni să gândească. Da, ar fi ideal, dar o singură întrebare aș mai avea, domnule Zuncă, vis-a-vis de acest subiect. Dacă negocierile dintre Pro-România și PNL, în speță primarul Tiberia Cobriți, ar fi de curs normal, fără această manevră, ați fi revendicat postul de viceprimar pentru Pro-România? Nu am mers neapărat cu postul de viceprimar, ca să înțelegeți. Într-adevăr, s-a discutat și de postul de viceprimar sau, ca să spun așa, chiar ne-a fost oferit postul de viceprimar destul de, să spun, cu o anumită lejeritate. Dar, pe lângă postul de viceprimar, noi am avut două proiecte importante cu care am mers și pe care le-am pus pe masa actualului primar. Și este vorba de acea construcție care se reprezintă o lampă de miner, la care am și discutat cu dumnealui că ar exista posibilitatea să nu fie în parcul central și să încercăm să o ducem undeva în zona Brădet, unde e o zonă care nu este exploatată și poate ar fi avut nevoie de, să spun, o ancoră, cum spun cei din marketing, să miște un pic zona în direcția respectivă. Chiar am analizat că nu este posibil să facem o unitate de alimentație publică, fiind generatoare de venituri, n-ar mai fi finanțabilă pe proiectele europene și, bineînțeles, acolo unde există potențialul de a câștiga bani, se vor găsi și antreprenori care să facă acest lucru. Acolo, urmă, așa e fire, să vină cineva din mediul privat. Deci am avut niște discuții. Și al doilea proiect, vă pregătiți să notez. Al doilea proiect este centrul de excelență de la școala 5. O altă discuție pe care am avut-o cu domnul primar, în care dumnealui a spus că poate nu școala 5 e cea mai oportună locație, pentru că există o anumită gândire
în care să mute liceul teoretic la școala 5. Asta e o discuție, și, veche, o discuție mai veche, dar pe care dumnealui n-a abandonat-o și am concluzionat la aceste negocieri fără rost. Aș spune că proiectele noastre sunt foarte specifice, mă așteptam să aveți niște chestiuni mai generale, dar sigur, nu văd de ce... Dar dacă până acum generale, până la urmă lucrurile generale se fac specific. În general, dar nu, noi am mers cu niște obiective foarte țintite, care să și marcheze, să spun, ceea ce facem noi și cumva să existe o etichetă a lucrurilor făcute efectiv de noi, nu doar să fie... Să aveți ceva după aceea în 2024, da, să nu, puteți să spuneți... Nu neapărat, dar cum să vă spun, vedeți că fiecare, sau să spun, fiecare om care trece printr-o zonă politică încearcă să lase niște lucruri care să aibă o continuitate. Cred că generația noastră ar fi fost ok dacă ar fi cel puțin acest simbol cu lampa de miner. Deși este foarte criticat de o anumită parte, dar credeți-mă, tatăl meu este miner și am o grămadă de... Sau mă rog, a fost miner, că acum e pensionar. Dar sunt foarte mulți din generația lui care au nevoie de o identitate și de o legătură cu, să spun, anii de muncă și de sacrificiu pentru societate, pentru că până la urmă, să spun, parte din evoluția României de până acum se datorește și dumnealor. Și atunci... Cred că ar fi fost binevenit un simbol de acest gen în Petroșani. Cu siguranță o să urmăresc să vedem dacă această lampă va deveni realitate cu sau fără majoritatea. O să vedem, nu depinde de noi, dar pot să vă spun cu siguranță că au fost pe masa de negociere aceste două proiecte. Înțeleg, închidem cu asta, cred că am discutat. Dar totodată exista și, să spun, o anumită... Cum să spun, nu am fost și nu am fost cramponați de acest post de viceprimar. Am înțeles, deci n-a fost... cântărit atât de greu pentru dumneavoastră. Nu că n-a cântărit, a cântărit, pentru că este important, bineînțeles, să ai o persoană care să dețină această demnitate publică. Dar nu a fost, să spun, lucrul capital în negociere. Mai ales că salariul, înțeleg că salariul viceprimarului este destul de consistent în zilele noastre, ceea ce e un lucru... Da, probabil, acum nu știu, că important. N-am fost viceprimar. Poate o să ajungeți, domnule, spun că și dacă mai veniți aici la vorba lui Tașcă de câteva ori, poate reușiți. Aș închide acest subiect, pentru că n-am putut, doamnelor și domnilor, să nu vorbim, chiar dacă este vorba despre emisiune electorală, întrucât este subiectul la zi și naște și a născut deja vii comentarii pe rețelele de socializare și în piața publică. Domnule Zvâncă, noi aici la vorba lui Tașcă, împreună cu sociologul Valentin Fulger, care este invitatul meu din fiecare vineri, am făcut un apel la politicienii locali, la aleșii locali, sigur, la aleșilor, care cred că spun bine, cei care au obținut mandate în special, deși poate oricine să se realieze, ca, ținând cont de penuria aceasta, de tablete, telefoane mobile, pentru o parte din tinerii municipiului Petroșani, aceștia să renunțe la, pentru o perioadă oarecare, sigur, de la una la trei luni minim, să zicem, sau poate chiar dincolo de cele trei luni, să renunțe la indemnizațiile de consilieri, dacă vorbim de consilieri, sau cei care au salarii, să aroce o parte din aceste salarii pentru a cumpăra tablete pentru tinerii din municipiul Petroșani care nu au aceste tablete și nu pot face astfel școală online. Și vreau să vă întreb, ca să închidem acest specific local, al politicii locale, dacă dumneavoastră, în calitate de coordonator acum și partidul dumneavoastră, ar susține un astfel de demers și dacă veți cere consilierilor pro-România, indiferent cum se vor numi ei, să se ralieze unui astfel de demers. Nu, Tașcă, cu toată inima vă spun da, suntem de acord să susținem cauze de acest gen, dar totodată pot să vă spun că spunem da în ideea în care administrația, atât cea centrală cât și cea locală, este incapabilă să rezolve această problemă. Deci este o problemă care eu o aud de cel puțin 9 luni de zile, de liste făcute pe la școli, de, să spun, tot felul de povești, inclusiv de cum ne vom vedea lecțiile la televizor fără să avem curent. Deci da. Povestea este foarte, foarte amplă asta cu educația. Asta arată, de fapt, că România nu poate fi guvernată nici la nivel central, nici la nivel local,
inteligent și corect și privind spre viitor. Și atunci sunt de acord și eu și le voi propune și celorlalți colegi ai mei, chiar la nivel de județ, dacă este cazul. Chiar vă rog să fiți mesagerul. O să le transmit această dorința mea de a ajuta administrațiile incapabile să rezolve această problemă. Cred că e un gest de normalitate. Pe de altă parte, v-a spune un alt lucru care pentru mine a fost cumva surprinzător. Cu banii cu care s-a făcut dezinfecția orașului, da? Dezinfecție inutilă din punctul de vedere a OMS, sigur, se puteau cumpăra tablete nu numai pentru copiii din școli, ci și pentru părinții copiilor din școli, ca să-i urmărească pe aceștia pe tablete dacă fac lecțiile pe tablete. Dacă nu intră pe site-uri interzise. Da. Deci n-ar fi fost asta o problemă. Deci chestia asta că nu există bani și nu există tablete, este, cum să vă spun, chiar așa. Într-adevăr s-au scumpit, dar nu în piață există, în orice magazin mergi, se găsesc tablete și pot fi... Bun, acum eu vreau să fac această specificație, doamnelor și domnilor, și pentru domnul Zvâncă și pentru dumneavoastră, noi nu dorim prin acest demers să apelăm în niciun fel la bugetele locale. Noi dorim să vedem, prin demersul pe care l-am inițiat vineri, să vedem câți dintre aleșii locali vor achiesa la acest demers al nostru. Deci am văzut că domnul Butulescu, căruia Valentin Fulgeri a transmis un mesaj direct, deja a întors-o și a băgat bugetul local la înaintare, să spun, pe o rețea de socializare. Noi nu dorim acest lucru, noi dorim să vedem câți dintre acești oameni sunt dispuși să aloce din banul pe care cumva îl primesc pentru, nu știu dacă să spun, pentru munca lor, aș spune pentru voturile lor, să aloce din acești bani. Nu vrem să punem la bătaie niciun fel de bani de la bugetul local, ci doar să vedem câți dintre aleșii locali din Valea Jiului, din județul Hunedoara, de la Pro-România, de la orice alt partid, sunt dispuși să renunțe pentru 3 luni de zile, pentru 6 luni de zile, la această sumă care nici nu e foarte mare, dar e suficientă ca să cumpărăm o tabletă pentru un copil. Fiecare consilier, indemnizația fiecărui consilier pe o lună se va constitui într-o tabletă care va ajunge la un copil care are nevoie. Am închis, domnule Zvâncă, politica locală cu asta și vă invit să trecem la scopul întâlnirii noastre de astăzi, și anume candidații noastre pentru Parlamentul României, pentru că în 6 decembrie de Moș Nicolae votăm parlamentarii României. Aș vrea să spuneți, să vorbiți în câte puțin despre cei mai importanți lideri ai Pro-România Hunedoara care sunt pe aceste liste și ce propun ei telespectatorilor care se uită la noi sau ce propuneți dumneavoastră pentru ei, că dumneavoastră acum sunteți susținător, lăudați în lipsă, cum zic așa. Voi spune că printre cei mai importanți candidați la aceste alegeri parlamentare nu mă aflu eu. Asta e prima concluzie. Sunt pe locul 2 la Senat. Nu este un loc eligibil. Nu are rost să... Nu vă faceți ilusii. Să spunem că va fi așa. Îi susțin pe colegii mei. Dacian Ciodaru este candidatul la Senat. Deschide lista de la Senat. Da, e foarte cunoscut în Valea Jiului pentru activat în cadrul Universității din Petroșani. Și, să spun, cu o anumită forță și în interiorul PSD în ultimii ani. A fost lider TSD. Da, președintele TSD. Multă vreme, ani de zile. Cred că vreo 2 mandate, asta însemnând cel puțin vreo 4-6 ani, cred. Cred că 4, da? Ceva de genul. Sorin Marica este foarte cunoscut, primar la Sălașul de Sus, nenumărate mandate. După care s-a gândit că e mai bine în Parlament. La, să spun, al treilea mandat, deși unul dintre mandate nu a fost întreg, la al treilea mandat ar fi la deputați, acum, și președintele partidului, sau mă rog, coordonatorul pe județul Hunedoara, pentru că la noi nu prea sunt președinți, noi avem numai de muncă, nu avem și funcții. Deci n-aveți privilegii. N-avem și demnități, doar partea de muncă, deci suntem doar coordonatori. Coordonatorul județului Hunedoara, domnul Emil Risteiu, fost primar al orașului Simeria, pe locul 2 la deputați. Ei sunt, să spun, cei care
au șanse reale de a intra cu succes în această competiție și după 6 decembrie să reușească să acceadă spre un post de parlamentar. Vă ajut eu cu următoarele două nume, pentru că sunt din Valea Jiului. Pe locul 3 la cameră se află doamna Dorina Dăncilă, cunoscută... Băncilă, de la Vulcan. Băncilă, îmi cer scuze. Deci eu cunoașteți foarte bine că e de Dorina, va trebui să o reglăm cumva. Da, Dorina Băncilă, îmi cer scuze încă o dată. O cunosc foarte bine, o știu, este un lider marcant, în special pe zona organizației de femei a Pro România. Înțeleg că este chiar lider județean. Da, este coordonator. Din nou coordonator. Coordonator organizației județene de femei. Este și consilier local la Vulcan. Apropo, Dorina, dacă ne auzi, sper să achizezi și tu la demersul nostru de a dona pentru a cumpăra tablete pentru copiii nevoiași din Vulcan de data aceasta. Și pe locul 4, o cunoștință bună de-a mea, domnul Iulian Opriș, antreprenor și destul de cunoscut în zona aceasta și evident lider... Da, un politician și un antreprenor tânăr, care din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai echilibrați sau printre cei mai echilibrați politicieni. Deci un băiat fost care... coordonator la Petrila, nu? Nu, este coordonator și acum la Petrila. Păi și domnul Dorin Curtean. Domnul Dorin Curtean, ce este? Deci? Dorin Curtean a fost candidat la... A, deci n-a avut și funcție politică. Nu a avut funcție politică, nici nu a dorit, nici nu a cerut, nici nu i s-a oferit. Deci Iulian, nu știu că ești coordonator. Deci. Da, a fost... Iulian a fost de fapt dintotdeauna coordonator. Dar știam că... Doar campania locală, fiind, să spun, una... Sau, mă rog... Vectorul campaniei locale este candidatul la primar, atunci normal că managementul campaniei electorale a fost făcută de către Dorin Curtean și de către echipa lui. Iulian, având mai mult un sprijin tehnic, pentru că știți că există puțină birocrație și în interiorul partidelor, Iulian s-a ocupat de această parte birocratică, iar acum coordonează în continuare activitatea la Petrila. Dorin Curtean, o campanie foarte bună la Petrila, chiar am avut ocazia să văd și... live, să zic așa, și totuși un rezultat, aș spune, nu știu, cum l-ați văzut dumneavoastră, cum l-ați analizat la partid. Mă așteptam, când am văzut campania aceea, m-am gândit că va fi un rezultat pe care eu nu l-anticipam, adică mai bun decât anticipam. Este, într-adevăr, să spun, au fost așa niște măsuri care au schimbat, sau niște măsuri. Faptul că noi ne aflăm într-o zonă cu foarte mulți pensionari, în special pensionari din minerit, și au fost niște inițiative legislative în această zonă care i-a ajutat pe mineri, a avantajat foarte mult Partidul Social Democrat. Trebuie să vedem lucrurile reale. Și Consiliul Local este dominat de PSD-ul. Deși vreau să vă spun că nici PSD nu a reușit în toate aceste demersuri singur. Pentru că în echipa domnului Răzmeriță Cristian, care a reușit să facă aceste lucruri, s-a aflat și Sorin Marica, a fost unul dintre susținătorii acestor proiecte. Au fost și colegi de partid până a venit domnul Marica la Pro-România. De asta zic. Dar, să spun, avantajul a trecut tot în zona PSD și atunci a fost destul de greu doar pe niște, să spun, pe niște... doar gândind niște proiecte pentru viitorul comunității, să reușești să schimbi lucrurile, mai ales că în pragul campaniei electorale, cei de la PSD au făcut și niște tetipuri de astea de a pune presiune legat de pensii să se mărească peste cele 14%, bineînțeles, presiuni care s-au finalizat odată cu rezultatul votului, dar na, au dus în această zonă la un rezultat zdrobitor al PSD-ului față de PNL. Pentru noi am ieșit, să spun, unde ne așteptam. Deci n-a fost o surpriză. Cum să vă spun acum, nu pot să zic că nu aveam așteptări cu ceva mai mari, în ideea în care speram la Petrila să fim mai aproape de fotoliul de primar. Deci chiar am crezut ca și dumneavoastră că... Nu, eu vă spun din ce am văzut. Primarul va fi de la Pro-România. Eu nu pot să spun că am crezut chiar asta, dar mi-a plăcut, am văzut o efervescență mare în campanie. Da, părea că cei trei candidați sunt la egalitate, pornesc de pe picior de egalitate și doar competiția electorală din campanie va face diferența. Din păcate, rezultatele nu au fost chiar așa. Nu, eu pot să vă spun din experiență că, mai ales pe sistemul cu un singur tur, primarul în funcție are clar prima șansă.
din orice poziție, ca să zic așa. Adevărat, dar totuși, să ai prima șansă 70% e o diferență mare. Pentru că acum și primarul în funcție de la Petroșani a avut prima șansă. Și a folosit-o. Dar diferența de prima șansă, cu puțin noroc... Sau da, cu puțin e o altă discuție pe care sper să o purtăm, nu știu dacă la televizor sau în privat, dar cu siguranță putem să o purtăm. Vreau să spun că să vă întreb câți consilieri aveți la Petrila? Sunt 3 consilieri locali. 3 consilieri. Deci mai bine ca la Petroșani. Da. Așa că Iulian Oprici și-a făcut o treabă bună, dacă da, e să judecăm da, așa. Da, da, da. Spuneți-mi ce le oferiți sau ce propuneți alegătorilor pentru 6 decembrie. Ce vreți să le aducă Moș Nicolae? Păi, ce să le aducă Moș Nicolae? Acum sunt 2 teme importante sau 2 teme și încă 3, da? Total 2 teme, 2 teme importante care sunt, să spun, și proiectele pe care Pro-România le va pune pe masă în cazul unei negocieri ulterioare pentru o majoritate care să susțină un guvern. Din nou negocieri, domnule Zuc. Totul se rezumă la negocieri în politică. Așa e politică, doamnelor și domnilor, totul este negociat. Păi, vedeți de ce vă spun că este dificil să spunem acum că suntem în opoziție în Consiliul Local. Că s-ar putea să spun că suntem în opoziție și să vedem pe 6 decembrie că nu vom mai fi păi, în opoziție la nivel național. Și tot imoral mi s-ar părea ca poziția noastră să fie total diferită sau antagonică față de poziția centrului. Pentru că până la urmă și în politică trebuie să urmărești o minimă moralitate și un minim echilibru. Nu poți să, cum să spun, să ai o dualitate sau să joci cu 2 cărți pe când susții lucrurile guvernamentale să fie bine și când susții în plan local să fie diferit. Nu, vom lua o decizie în momentul în care va fi momentul și legat de Consiliul Local. Dar să revenim. Deci cele două teme importante sunt venitul minim de criză. Probabil ați mai auzit de el, a fost promovat de liderul partidului Victor Ponta și acesta explicat așa pe scurt pe înțelesul tuturor, ar însemna că fiecare angajat, da, deci nu este vorba de un ajutor social sau niște bani pe care îi primești că stai acasă, fiecare angajat să aibă completat venitul până la limita a 2000 de lei. Da. Net. Net. Da. Deci dacă el câștigă 1400, 1200 sau, mă rog, dacă lucrează cu un timp mai redus, o sumă mai mică, să aibă venitul completat până la 2000 de lei, el, iar următorii membri din aceeași familie, cu încă 1500, un aport la venitul dumnealor, până la 1500, astfel încât să nu depășească 4500 acest aport pe familie. Pe familie. Deci dacă soțul lucrează și câștigă 1400, primește în plus 600 de lei, dacă soția este casnică, primește 1500 de lei. Da. Acest demers îl explic așa, pentru că foarte multe lume a înțeles că de fapt o să primească 2000 de lei și nu mai trebuie să meargă la muncă. Deci nu este vorba de oameni care muncesc și care au nevoie de un suport. Soția casnică pe care am adus-o eu în discuție primește? Acum, sincer să vă spun, nu sunt eu cel care am generat acest proiect. Din ce am înțeles, doar cei care au venituri. Deci fiind casnică, probabil nu. Probabil. Dar acum... Nu, e posibil să fie în alt mod, să spun, să fie în creșterea copilului sau să, și atunci da, teoretic ar trebui să primească. Acum este o inițiativă legislativă, va fi supusă dezbaterii și amendamentelor în așa fel încât deci se află deja în Parlament proiectul acesta. Va fi o inițiativă legislativă și ca orice inițiativă ea poate să suporte modificări în așa fel încât să primească o formă optimă de ajutor. Al doilea proiect este un proiect care, să spun, a fost așa tangențial atins de cealaltă partide și de partidul de la guvernământ, dar care până la urmă nu s-a ales cu nicio finalitate. Se numește sprijin economic de criză. Da? Acest sprijin economic de criză va fi acordat firmelor, IMM-urilor cu capital privat și capital românesc. Doar în condițiile în care nu renunță la angajați, în care nu fac concedieri. Adică își păstrează numărul de angajați și va fi compus din mai multe componente care se adresează diverse ramuri. Deci, în primul rând, este vorba de o reducere a TVA de la 9% la 5% pentru produsele agricole și alimentare și pentru serviciile din Horeca,
Probabil știți că partea asta cea mai lovit a fost cel mai lovit sector. Pe de altă parte și produsele agricole, vedem că guvernul a reușit să lovească și acest sector. Aici mai mult să salveze seceta. Nu, cred că a reușit să salveze mai mult, să spun, economiile din Polonia și din, nu, care reușesc să penetreze lanțurile mari de... Vă referiți la piețe. Am înțeles. Acum spuneți-o direct pentru că telespectatorii noștri trebuie să... Deci faptul că au închis piețele au defavorizat producătorii români, agricultorii care vând majoritatea în piețe. Care vând în piețe sau vând, hai să zicem, chiar și prin Samsar, da? Chiar dacă nu vând ei și vin alții care cumpără de la ei și revând în piețe, totuși sunt mare parte din produsele care se vând în piețele din România, sunt românești. Sau o parte, să nu zicem o mare parte. Da? Pe când în supermarketuri avem surpriza să vedem că sunt o parte insignifiantă de produse sunt românești și chiar dacă o să avem odată ocazia să vă povestesc pățania unui lider zonal, ca să zic local, că e de la Deva și care s-a apucat de agricultură și care a avut o surpriză extrem de mare cu unul dintre lanțurile de retail. Dacă o spuneți într-un minut, eu nu cred că e o problemă. Deci un fost vicepreședinte de Consiliul Județean care a accesat niște fonduri și și-a făcut o... M-ați băgat în ceața acum. Da? Mă pune să mă gândesc cine e vicepreședinte, fost vicepreședinte de Consiliul Vicepreședinte, da? M-am întâlnit cu el și era extrem de supărat pentru că semnase contract cu o firmă de retail, o multinațională, care i-au cerut să producă gen o tonă de roșii pe săptămână și o tonă de ceapă pe săptămână. Acum nu mai știu exact cantitățile. A produs, s-a dus cu tona de roșii, ei au luat roșii produse conform standardelor românești, fără nici o abatere de la standard. Atât de mari ca cele de la... Ei au luat produsele la analiză și au zis că nu sunt la fel de bune ca cele din Polonia și a rămas cu producția pe un an de zile pentru că nu a mai reușit, sau mă rog, mari pierderi de producție, asta însemnând un om care are o anumită influență în societate. Și da, nu era chiar orice agricultor. Deci gândiți-vă, dacă unui fost vicepreședinte de Consiliul Județean îi se poate întâmpla așa ceva, ce îi se poate întâmpla unui țăran care nu are nici instruirea necesară, nici pârghiile, și să spun, poate nici puterea financiară de a se lupta cu un supermarket. Ne întoarcem tot la negociere, domnule Zucă. De asta spun că această măsură cu piețele nu a reușit decât să mai pună, să mai dea o palmă peste cap economiei, care, mă rog, în cifrele domnului Câțu arată foarte bine, dar în realitate arată foarte prost. Sau cel puțin informațiile care ne parvin sunt foarte rele. Deci, înțeleg, această măsură, acest al doilea proiect, se adresează Horeca, agricultorilor? Da, reducerea TVA-ului de la 9% la 5%. Partea cu TVA-ul, da. A doua parte, o voi citi ca să nu scap din informații, că până la urmă așa, se propune anularea obligațiilor fiscale aferente anului 2021 pentru IMM-uri, acestea fiind impozitul pe profit, impozitul specific, dacă sunt impozite, știți că sunt o sumă de impozite care sunt specifice fiecare activități, impozitul pentru micro-întreprinderi, taxele și impozitele datorate activelor neutilizate din cauza restricțiilor și interdicțiilor administrative. Acum, cu impozitul pe profit... Nu sunt multe firme. E chiar așa, doar o chestie că există și impozit pe profit și atunci să-l scutim, pentru că din păcate cam majoritatea firmelor au probleme destul de consistente legate de profit. Știu foarte multe firme care au reușit să treacă primul val al pandemiei datorită resurselor acumulate, au tot consumat din resurse, au tot încercat restructurări. Acum sunt în a doua parte în care deja apelează la împrumuturi și se cam termină și împrumuturile și cred că după sărbători, când va veni acea perioadă în care consumurile sunt foarte mari și veniturile sunt foarte mici, vom vedea adevărata creștere a economiei românești, care va fi una probabil profund negativă. Va veni guvernul cu cei 200.000 de euro sau 150.000, da, în funcție de axele pe care... Guvernul ne cam sparge capul cu granduri de vreo 6 luni de zile, tot aruncă cu grandurile după noi, dar n-am văzut nimeni să fie atât de... S-a mai discutat și de sprijinul bancar și până la urmă a fost o mare păcăleală, pentru că de fapt ei spuneau, guvernul avea niște practici, băncile aveau alte practici și bineînțeles, nefiind posibilitatea de a produce profit, nicio firmă nu vrea să nicio bancă nu vrea să te financeze, pentru că era clar, era... Deci, aici nu s-a pus, și vorbesc de IMM Invest, nu s-a pus în discuție
să ajute firmele, doar să-i pună pe drumul și să primească un răspuns negativ de la bancă, că nu sunt capabile să producă profit, lucru care oamenii îl știau deja, nu mai trebuia să meargă și la un specialist al băncii să le spună același lucru, probabil și contabilul când făcea contabilul la sfârșit de lume, da, zicea aceeași chestie. Sau când făcea bilanță, da? Dar ne-au mai pus un pic pe drumul, s-a făcut un pic agitație, au ieșit pe la televizor, ne-au spus că mii de firme, mii de bani, mii de nu știu ce, rezultatul a fost zero, grandurile de 2000 de euro, știți aceeași poveste, cred că sunt 9 luni de când se discută că se vor da granturi. Eu am zis că granturile astea de 2000 de euro vor fi ca un fel de ajutor de mormântare pentru firme. Deci chiar înainte să pui lacătul, probabil vei reuși să-ți mai plătești angajații. 2000 de euro nici nu și, trăiești. Și taxele la stat. Vă voi mai spune încă o chestie. În perioada de pandemie, atunci când a fost lockdown și s-au plătit acel ajutor de șomaj tehnic, plătit de stat, ca să spunem așa. Deși nu chiar șomaj tehnic, el tehnic sau cum e definit în lege, este un pic altfel, dar acel șomaj, ajutor ca șomaj tehnic din partea statului, vreau să vă spun un aspect. Dacă întârzia firma cu plata datoriilor la buget, acest șomaj tehnic era suspendat. De parcă era un ajutor pentru firmă, nu pentru omul care nu avea ce să pună... Deci, cum să vă spun, niște... Totul prezentat foarte rost, dar în spate tot felul de posibilități de a tunde aceste ajutoare în așa fel încât să nu beneficieze nimeni de ele. Eu mai știu, domnule Zvâncă, că... Simplu marketing electoral, puteți păi să spun marketingul așa. Politic, suntem la o emisiune electorală, marketingul politic e tot marketing, adică nu putem scoate de aici. Nu, ci, auzeam o știre și vreau să vă supun atenție și dumneavoastră, doamnelor și domnilor care vă uitați, și anume că pentru capitalul de lucru de 150.000 de euro s-au depus atât de multe cereri, erau alocate, nu știu, 300 de milioane de euro, încât și dacă se-ar aduce 500 de milioane de euro din altă parte, tot nu s-ar acoperi toată cererea. Și acum mă gândeam că dacă acești bani ar veni în total, înțeleg, 800 de milioane de euro, dacă ar ajunge în sfârșit la firme, eu cred că ar trebui să simțim într-un fel, nu? Acum, dumneavoastră fiind sceptică, sunteți într-o poziție la nivel parlamentar, nu credeți că vor mai... Nu credeți că vor ajunge, cel puțin în curând, nu? Nu știu cât de inteligent vor fi cheltuiți acești bani și dacă vor ajunge, pentru că aceeași echipă guvernamentală în urmă cu... Nici nu mai știu câți ani sunt. 2007-2008, nu? Da, cam așa. Ne-a spus că trebuie să luăm 20 de miliarde de la FMI, bani care s-au dus pe retrocedări. Deci, și retrocedările umflate, după cum a exact aceeași echipă guvernamentală care este acum, sau mă rog, cu mii schimbări, că între timp l-au coptat și pe Ludovic Orban, ca să aibă cineva să, cum să spun, să facă cu mâna de... E cred că a fost și guvernul 2004-2008, domnul Orban, a fost ministrul transporturilor. Da, n-a stat foarte mult. În momentul cu FMI-ul nu cred că era deja domnul Boc premier și... Atunci e după 2000... Da, după criza trecută, criza imobiliară, da? Și am văzut ce s-a întâmplat cu banii și atunci trebuiau neapărat luate măsuri și banii s-au sifonat în diverse zone, doar că partidul nu era... Acela era, nu era acesta, era acela. Era acela care trebuie să fie s-a reunit. Da, s-a reunit și oamenii sunt aceiași, numai partidul e diferit. Vorbeam, da, doamnelor și domnilor, cu invitatul meu înainte de emisiune, că am văzut astăzi o știre în ziarul Adevărul, cred că pot să spun, în care partidele considerate de dreapta în România și împărțeau deja portofoliile în viitorul guvern. Pe de o parte USR Plus, căruia îi se mai arată nu iaua pentru că critică foarte mult PNL-ul. Pe de altă parte se vorbește despre PMP, Partidul Mișcarea Populară și UDMR, care să guverneze după 6 decembrie, împreună cu PNL. Evident, nu vreau să uit PNL-ul, că el e partidul privilegiat. Și vreau să vă întreb, domnule Zvâncă, Pro-România nu apare în această alianță? Pro-România nu apare în această alianță pentru că există eforturi consistente de a duce Pro-România sub pragul electoral, dar nici noi nu le lăsăm aceste eforturi nebate și vom încerca să fim în viitorul parlament. Acum, cum să vă spun, eu am mai văzut niște negocieri și la nivel de județ, la care nu existau posturi de vicepreședinți, mai trebuia să facem vreo 2-3 câți vicepreședinți erau la toată panoplia de sigle de pe panouri, că
Da, știu la ce mă referi și cred și telespectatorii, cred da? Că înțeleg. Și până la urmă rezultatul a fost, să zic, dacă l-aș compara rezultatul PNL-ului cu rezultatul pro-România, și asta discutând strict de numărul de consilieri județeni, noi avem 4 consilieri județeni, ei au 6 consilieri județeni, deci efectul... Da, trebuie să vă opresc, domnule Zvân, că din păcate nu mai avem timp, emisiunea s-a scurs foarte repede. Domnilor și domnilor, sper că v-a plăcut și acest nou format de aici, de la Vorba Lutașcă. În același format ne vom vedea și luna viitoare, dar nu uitați de emisiunea de vineri cu sociologul Valentin Fulger. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă!